Da, mai avem câteva titluri și mai avem și un pic de timp pentru a le discuta. Sala polivalentă ușor, ușor va deveni realitate, chiar dacă, evident, sunt tot felul de cârcotași. I-am văzut și în mediul virtual care vorbesc despre polivalentă, că te lasă-mă, o să fie polivalentă, când o să fie, bă, în 100 de ani, o să fie polivalentă la Suceava și atunci vom discuta. După ce vor fi, bănuiesc că cei care cârcotesc vor spune, bă, că e prea mică, că e prea mare, că e prea sus, că e prea jos, că e colorată, că nu e colorată, care e tablă, că n-are tablă, care e geamuri, că n-are geamuri. Cât cine trebuia de 7.000 de locuri și nu de 200.000. Că Suceava va avea o sală polivalentă. Subtitlul Pas cu pas, pagina 3 din monitorul de Suceava, realizarea sălii polivalente Suceava ar urma să fie prinsă spre finanțare anul viitor. La fine săptămânii trecute, primarul Suceavei Ion Lungu a fost la București, unde a depus documentația realizării sării polivalente și hotărârile de Consiliul Local aferente la sediul Companiei Naționale de Investiții, care va suporta integral costurile de realizare a acestei investiții așteptate de mult suceveni. Am mai făcut un pas în direcția realizării solii polivalente Suceava. Lucru cel mai important este că la Compania Națională de Investiții este o deschidere totală pentru realizarea acestei soli polivalente. Declarația aparține lui Ion Lungu. Ca la orice lucrare de anvergură, trecerea de la idee la fapt este destul de greoaie, de pentru care până la demararea efectivă a lucrărilor mai este încă o cale foarte lungă, fiind necesară parcurgerea unei etape de avizări și aprobări la Compania Națională de Investiții, Ministerul de Finanțe și Guvern. Sunt o mulțime de etape obligatorii, dar conform spuselor președintelui României, lucrurile le facem pas cu pas. Din experiența altor investiții realizate cu finanțare de la guvern, avem de făcut vreo 50 de pași. Important este că până la urmă se fac. Chiar de trebuie să parcurgem un circuit mai complicat, uneori birocratic. Dacă obținem la timp toate avizele și aprobările necesare, sala polivalentă Suceava va fi prinsă la finanțare în 2017, a concluzionat șeful municipalității sucevene, care i-a mulțumit președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru sprijinul major acordat în realizarea acestui proiect important pentru Suceava și pentru suceveni. Sala polivalentă se pare că ușor, ușor devine realitate. 50 de aprobări ca să faci o investiție de genul ăsta? Bun, 50 de aprobări. În circuitul birocratic, spune primarul și pe bună dreptate. Finanțe, CNI, ce știu eu, dezvoltare, buget, foarte multe avize necesare pentru ca să poți demara, e de adevărat, și o investiție de anvergură, că nu-i chiar orice fel de investiție sala asta cu 7.500 de locuri. 22 de aprobări trebuie pentru a desfășura o activitate comercială de tip gogoșerie. Nu, voi păsta mine că nu fac gogoși, nu faci, n-ai făcut până acum, nici n-ai să mai faci, că nu mai rentează. Și bănuiesc că ești un băiat destul de inteligent ca să nu investești în pierdere, adică nu vrei să finanțezi prin pierderea ta un sistem corupt până în mădăva oaselor. Da. 22 de aprobări, infernal de mult, pentru o banală activitate comercială care, în Polonia, am înțeles că o obții în 30 de minute. Ascultă-mă, te rog. Sunteți în România, nu în Polonia. La așa, nu, că noi e adevărat că suntem în România, mea culpa, cu plecăciune îți respect avertismentul, numai că noi în orice context vorbim, ne raportăm rapid la Polonia, că poate, că e în Europa, că vine din lagărul socialist, și la Ungaria. La astea două țări ne și raportăm spus un lucru. Și nu ne raportăm la Albania și la Bulgaria. La astea două. Ne este aproape, dar Polonia are un istoric. Polonia este cu 300 de ani. Vorbim de un imperiu care a știut să conserve foarte bine. Un imperiu puternic și un popor. Asta am vrut să spun, că un popor măcelărit și de al doilea război mondial, rupt, aruncat. Dar a rămas popor, domnule. Dar a rămas popor, noi ne-am transformat de nici, de fapt, nu știu dacă am fost vreodată noi un popor. Dar în fine, e de gândit aici, nu vreau să-mi sară vorba ta, cârcotașii de paradă, cârcotașii cu două fraze în limbaj, activiștii care au pe conștiință imense trădări și mâinile murdare de sânge, uscate de sângele celor masacrați de ei, care îmi dau lecții de etică și de morală creștină. Nu numai mie, ci tuturor. Noi nu știu dacă am fost vreodată o populație, dar vreau să spun că această investiție, indiferent în ce măsură se va face, că va fi cu 7.000 de locuri, cu 10.000 de locuri, așa e în natura umană a românului verde și patriot. Orice faci nu este bine. Orice faci va găsi întotdeauna un public, orice investiție, orice activitate sau inactivitate va găsi întotdeauna un public
ostil care să despice firul în patru. Pentru că noi, întotdeauna, de când ne știm noi, murim de grija altuia. Știi foarte bine, de grija altuia, de grija vecinului, de grija caprei lui, nevestei lui, banilor lui, norocului lui și așa mai departe. Noroc că v-ați oprit, ca să fac apropo de noroc. Da, noroc că m-am oprit, că altfel mai dădeam vreo 20 de comparații. Așa suntem noi. Așa că, ca să-ți fur sintagma, care la urma urmii nu e a ta, dar ai folosit-o, câinii latră, caravana trece, sau ursul trece, câinii latră, știi, sau număr caie când vor câini și așa mai departe. Trebuie făcută, eu spun că această investiție nu trebuie făcută. Trebuia făcută de 25 de ani. Da. Sau o sala sportului în Suceava trebuia făcută imediat după 92. Când încă erau paradoxal mulți mai mulți locuitori în regiunea Sucevei, adică era mult mai vie și mult mai dinamică decât acum. Știm foarte bine că cel puțin o treime din acest județ este arondisat peste tot în Europa. Dar asta e altă problemă, nu vorbim acum de morți. Că se face cu 7500, nu cu 50.000 de locuri, vom vedea. La urma urmei, dacă dinamica demografică va fi așa de pozitivă și de spectaculoasă, de ce să nu mai faci o sală polivalentă nu lângă metru, ci una lângă Dumbrăveni, cum vreau să facă ei în 2012, nu? Un stadion de 30 de milioane de dolari cu 15-25.000 de locuri între Dumbrăveni și Botoșani. Îți mai amintești de cel grandios? Și pe lângă stadion să treacă TGV-urile lui Ovidiu Portariu. Da, TGV-urile să treacă exact, tu știi mai bine localitățile de la aeroport. Și oamenii se coboare, deja există Dumbrăveni, Salcea, Dumbrăvești, deja mai departe. Și să alimenteze intrarea în stadion TGV-urile din mers. Pentru adică că există un proiect, am văzut, în Japonia, da? Care vorbește faptul că poți să urci și să cobori în mers. Știi cum a fi povestea chiar asta? Chiar și la 600 la oră, nu? Deci te teleportezi cumva. Păi, dar vorbim la 600 la oră, da, sigur. Deci teleporta așa, e bascula pe loc, așa cum fac bascula antele cele care îi tară pe triști. I-a aruncat ca o catapultă. Ca o catapultă, trăgea catapulta romană și pac, îi bascula direct în tribunii. Și cu tot cu semințe și cu o ladă de bere lângă ei. Sau nu ladă, că acum nu se mai poartă cu lăzi, se poartă cu din alea cutiuții sau de plastic și așa mai departe. Pac și gata, era omul într-un stadion de 35 de milioane de euro, se uita, era și fratele lui de la Botoșani și fratele lui de la Iași și el era fericit. Că era mieci între echipele care lucrau pentru fericirea lor de sâmbătă și de duminică. Iar am ocolit ca așa la bulă și iar ne întoarcem înapoi. Vă rog frumos să fiți mai pragmatici și mai neurochirurgicali. De la polivalent am plecat. La polivalentă ne întoarcem. Ce vreți să spun? Eu am spus punctul deci, de vedere. Da, eu n-am spus. Sala polivalentă trebuia făcută acum 25 de ani. Acum, că se face acum, e mai mult decât bine. Scurt, ce să mai e? La Câmpul Lung Moldovenesc, pentru că și acolo ajungem, la Câmpul Lung Moldovenesc se întâmplă lucruri și se întâmplă. Și se întâmplă prin comparație, pentru că am văzut un material interesant, comparativ, așa. Există în management și o materie care se predă numită managementul comparativ, comparativ cu ce a fost și cum este, prin imagine, evident că nu poți face altfel comparație. Într-adevăr, la Câmpul Moldovenesc lucrurile merg sunt pe drumul cel bun. Nu numai pârtia, e aproape de finalizare, ci și în oraș se fac investiții. Primăria Câmpul Moldovenesc a finalizat asfaltarea parcărilor din mai multe cartiere ale municipiului. Primăria Câmpul Moldovenesc a finalizat recent lucrările de asfaltare a parcărilor de pe străzile de mai multe cartiere ale municipiului. Primarul Mihai Ținegură a declarat în cursul zilei de ieri că pe lângă aceste investiții au fost finanțate și lucrările de modernizare a trotuarelor cu pavele, a iluminatului public cu LED-uri, a canalizării pentru colectarea apelor pluviale, au fost trasate marcaje rutiere și au fost amenajate spații reverse. Anul acesta au fost finalizate aceste lucrări în cartierele Ciprian Porumbescu, silvicultorului Molidului, ICAS și spațiul din spatele librăriei. Intenția noastră a fost să modernizăm zonele dintre blocuri de pe care s-au demolat garajele și magazinele de lemne improvizate. Anul acesta am început cu cele mai mari cartiere de municipiu, lucrările urmând să continue și anul viitor în celelalte cartiere, a explicat primarul Mihai Ținegură. Aceste lucrări au fost efectuate din bugetul local al primăriei Câmpul Lung Moldovenesc. Mihai Ținegură a arătat că proiectul este unul multianual pentru anii 2016-2017, valoarea totală a acestuia fiind de 5,4 milioane de lei.
Jumătate din această sumă a fost deja folosită pentru lucrările din 2016, urmând ca diferența să fie cheltuită anul viitor. Primarul din Câmpul Lung a declarat că în 2016-17 se vor finaliza aceleași lucrări în spațiile verzi dintre blocurile de pe Trandafirilor, de pe strada Rândunicii, de pe strada Sirenei, lângă magazinul Penny, în spatele magazinului Profi, a hotelului Zimbru și în spatele bibliotecii municipale și a policlinicii. Se fac investiții. Omul sfințește locul. Dacă vrei cu adevărat să faci lucruri, le faci. Și acolo se vede ușor, ușor, Câmpul Lung Moldovenesc prinde față, pârtia de schi, investiția asta extraordinară va veni să consfințească poziția municipiului Câmpul Lung Moldovenesc, despre un municipiu vorbim, în ecuația economică a județului Suceava. Și Câmpul Lung Moldovenesc ușor, ușor va deveni din ce în ce mai interesant. Asta o spun eu așa, cârcotesc cornut, dar cred că devine din ce în ce mai interesant. La fel mi-aduc aminte când discutam de maestre de câmp, de gura humorului și de investițiile care se făceau acolo și ne întrebam la un moment dat, bă, frate, cui folosește? Câmpul, da. Și gura humorului a devenit și vara cu piscina, iarna cu piscina acoperită, cu pârte de schi, gura humorului ușor, ușor a devenit o destinație. Și asta este foarte important. Ai ajutată și de contextul capodoperilor medievale, pentru că e undeva la răscruce de drumuri, Voronezi, Mănăstirea Humorului. Și Câmpul Lung Moldovenesc. Câmpul Lung Moldovenesc. Da, mai e și când, nu, aș putea spune, din punct de vedere al influenței naturii în peisajul acesta general, Câmpul Lung Moldovenesc, Pojorâta, Sadova, Mestecăniș, Stulpicani, toată zona aceea este mult mai generoasă decât are humorul. Îmi pare rău, adică nu îmi pare rău, asta e situația. Nu putem compara. Câmpul Lung, spui tu lucruri care se fac, evident că se fac, este foarte bine că se fac. Mihai Ținegru este un primar minunat. El mai face și multe studii de fezabilitate, așa, care câteodată banii se știe că cel mai simplu și legal mod acum este să faci multe studii de fezabilitate. Că reușești, că nu reușești, studiile sunt de fezabilitate făcute. Sunt primul pas în a face sau altfel nu. Altfel nu poți face, da. Nu poți să faci. Studiile de fezabilitate înseamnă fac proiecte, îmi doresc să fac proiecte, studiile de fezabilitate. Iar dacă proiectele sunt întocmite prost, studiile trec sau nu trec? Banii s-au dus. Nu. Trec sau nu trec? Deci ele, proiectele pot trece din mai, nu pot trece din mai multe motive. Orică sunt prost întocmite, orică sunt greșit îndreptate, orică sunt inutile, orică nu sunt oportune. Cum vrei tu să spui? Chestiunea este că banul, dacă s-a dus, s-a dus. Nu mai vine. Cert studii este făcut, dus, îl înrămez. Îl rămez, îl pui în copertă aurite de carton și stă acolo să fie martorul veșniciei celui care a trecut acolo. Dus sau nu, cert e că în Câmpul Lung Moldovenesc se vede că există un om de gospodar și a unuia care vrea să-și facă treaba. Întotdeauna vor exista cârcotași care vor cârcotica asta, fac cârcotași vis-a-vis de realizările sau de nerealizările une, depinde din ce zonă o privești. Cel puțin asta e așa, ca și părere personală. Mie să ne gruștie să facă treabă. Nu poți să faci lucruri, nu poți să faci sau să-ți dorești să faci lucruri stând degeaba și neparticipând. Mie să ne gruștie să facă multă treabă și să vorbească mai puțin. Administrativ, asta nu trebuie faci. Să facă toașul mie să ne gruștie. Să facă multă treabă și să vorbească mai puțin, că la treabă se pricepe. La vorbit se pricepe infinit mai puțin. Așa că el are de ales. Sugerați că ar trebui să vă ia consilier de imagine? Sugerez că ar trebui să vorbească mai puțin și să facă treabă mai mult. De când sugerez eu ca Ioan Manole să vorbească mai puțin, nu înțeles ce. Da, dar eu nu sunt primar și nici nu... Da. Nu sunt nici primar. Da, dar nu contează. Nu, da, vorbeam de vorbit, nu de... Și nici nu mă interesează... Să vorbesc mai puțin. Nici nu mă interesează ce fac, câte prostii spun anumiți oameni îndrăgostiți de microfon. E treaba lor. Dacă ei consideră că a te ridiculiza e o virtute, să fie sănătoși, să se ridiculizeze în fiecare zi și să fie cât mai virtuoși. Da, bă, de aici am văzut o chestie interesantă care ar trebui spusă, pentru că e vorba de județul Suceava. În pagina 16 din Crăinou e un titlu care ar trebui să ne alarmeze într-un fel sau să ne alarmează. Cum sucevenii câștigă cu 561 de lei mai puțin față de media pe țară. Vorbim de 5.600.000 în accepțiunea banilor vechi.
În intervalul iunie 2015-iunie 2016, câștigul salarial mediu net din județ a înregistrat o creștere de 277 de lei. În luna iunie 2016, Suceavenii au pierdut în medie 40 de lei din câștigul salarial mediu net. Relevă buletinul statistic lunar dat recent publicității de Direcția Județeană de Statistică Suceava, în conformitate cu care respectivul venit ajunsese la 1517 lei de persoană, cu o scădere de 2,6% față de luna mai. Totuși, chiar și în aceste circumstanțe, că e dată o statistică pe sectoare de activitate, lucrătorii suceveni cu contract de muncă au printre cele mai mici venituri din această natură din țară, câștigul salarial mediu net în Suceava fiind cu 561 de lei sub nivelul celui de la nivel național, ajuns în iunie 2016 la 2078 de lei. Și asta spune foarte mult despre economia județului Suceava. De menționat este că, potrivit aceleiași statistici, indicele câștigului salarial real, calculat ca raport între indicele câștigului salarial mediu net și indicele prețurilor de consum în iunie 2016 față de aceeași luna 2015, a fost la nivelul județului Suceava de 123,2%. Aceasta se poate traduce doar prin aceea că într-un singur an puterea de cumpărare a sporit cu 23%. La nivel național, acest indicator s-a situat la 115% raportat la luna iunie a anului trecut. Asta ca să vedeți vis-a-vis de putere de cumpărare, vis-a-vis de locuri și vis-a-vis de câștigul salarial mediu net din județul Suceava. Da, cam pe aici undeva suntem și consecințele se văd ale trecerii social-democraților prin Suceava și, evident, prin România. Doar ca și titlu, Comuna Dumbrăveni, co-organizator al Congresului Eminescologilor de la Chișinău, manifestarea a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, iar cu această ocazie au primit decorații aniversare din partea Academiei de Științe a Moldovei, jurnalistul prietenul dumneavoastră Ghincea și viceprimarul de Dumbrăveni Sorin Ababei, o manifestare care a avut loc la Chișinău, cea de-a 5-a ediție a Congresului Eminescologilor de la Chișinău. Nu au lipsit surprizele plăcute din cadrul Congresului, prin ordinea președintele Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Gheorghe Duca. Spuneam, cei doi au fost decorați cu medalia aniversară 70 de ani de la crearea primilor instituții de cercetare. Cam asta s-a întâmplat și se întâmplă în continuare. Spuneam, acolo un cuib interesant, să spunem așa, de eminescologi la cuib are denumirea, are, are conotație peorativă, știi? O rămas înșurubat în subconștientul românului, cuib egal cuib legionar, știi? Un grup, oameni minunați, merită. Eu am o îndoială, dar să nu spun cu răutate. Gabi Ghincea merită cu siguranță premiul acesta pentru că s-a zbătut. Nu înțeleg ce s-a întâmplat că văd că a mai primit un premiu și domnul Sorin Ababei, care e deloc din Havana, Botoșani, neamului, și nu știu de ce. Viceprimarul. Este viceprimar PSD-ist, da? De asta a primit. Că e viceprimar. Nu, că e din Havana. Că e PSD-ist. Că originile sunt din Havana. Da, că originile sunt din Havana, Botoșani, în fine. Și nu înțeleg de ce a primit el, dar oricum. Spuneți Havana, Botoșani, Torino, adică picuței, nu e... Nu mai am rezonat, nu mai am emoții transcendentale și nici furnicături în tălpi. Nu? Nu. Prefer acum, prefer să fiu mult mai pragmatic, știi? Sau să fiu idiot util. Să am furnicături în tălpi când urc vârfurile munților. Și nu când umblu desculț prin iarba Imperiului sau prin iarba verde de acasă și prin... Ce-și dorește cineva care te crescut la șes? Să ajungă la munte, frate. Nu! N-vorbește altceva decât de creste, din munți. Bă, nenea, domnul Dorel, iertați-mi apelarea asta atât de colocvială sau ultracolocvială. Am pus virgulă după chestii. N-am observat-o, nu am sesizat-o. Și descul, virgulă, nu, n-am pus virgulă, am pus că conjuncția sau desculți prin iarba Imperiului, știi? Iar acolo, aici a fost Imperiul Austro-Ungar, iar acolo a fost iarba regatului, dacă vreți. Papșoie regatului. Dar cel mai mult acolo, în perioada proletcultistă, era mai sănătos și mai viguros să umbli desculți prin lanurile de cânipă, știi, care se întindeau pe sute de hectare. Dacă intrai printr-o parte și ieșai prin partea cealaltă, ieșai fericit să le vitai după ce traversai un lan de cânipă. Nu mai aveai nicio treabă, nicio așteptare, nu mai nicio dorință. Da, fără să te atingi de cânipă, numai respirând aerul din lanurile acelea. Pe partea elaltă, deja puteai să dai din mâini. Le
levitai, levitai, deja, da. Deja prindeai pasărea în zbor. Scandal la protestele de ieri ale transportatorilor față de scumpirea RCA-ului a fost și ieri, au fost și ieri protestul. În toată țara a fost. În toată țara a fost și la Suceava, circa 100 de transportatori au paralizat din nou traficul rutier din Suceava. Mergând cu 30 de km la oră și claxonând continuu, șoferii ținuți în loc în trafic s-au luat la ceartă cu protestatarii, fiind nevoie de intervenția polițiștilor pentru a calma spiritele. Unul singur, ăsta... și probabil au fost mai mulți nemulțumiți. În situația de față sunt victimele programate pentru ziua de mâine, cei care nu înțeleg că transportatorii, efectul meeting, protestelor transportatorilor vor fi, vor, nu vor și pentru ei, adică sigur dacă că vor da, fi. Sigur că deci da. Oamenii aceștia care într-adevăr au probleme, toți avem probleme, care se grăbesc, care nebunesc în trafic, care intră în criză de delirium, trebuie să fie, să înțeleagă că numai solidar pe toate palierele port în frâng acest mecanism atroce care, care ne înrobește, care ne sclava, care ne ține în lanțul, știi, care ne transformă în, în sclav. După ce vor, după ce vor termina cu transportatorii, vor trece și la e șofer și ai mașină, știi cum e, și la cei obișnuiți. Din, te vei trezi peste noapte că în loc de 100 de lei vei plăti 15 milioane ierceau pentru o mașină dacă banală. Dacă merge și nu face scandal, fac ce vor ei, cu siguranță, așa se întâmplă. Dar noi vorbim de proteste și vorbim în general. Așa, trebuie, suntem, evident, și protecția suntem, guvernului trebuie, și parlamentului. Trebuie să ieșim în stradă, trebuie să protestăm ori de câte ori și toți ceilalți trebuie să fim solidari pentru că nu ne convine, foarte adevărat. Dar noi trăim într-o, într-o societate, trăim într-o lume aici care nu are nicio legătură cu, nu știu, cu civilizația. Poate, poate greșesc sau poate spun prea mult. Nu are legătură cu civilizația, dar periferic. Spre exemplu, la noi vorbim de, de civilizația rutieră. O să vedeți în Suceava, mergând, și nu în Suceava, în general în România, dar în Suceava spun pentru că aici o să vedeți că banda a doua de transport, de mers prin județul Suceava este întotdeauna ocupată de oameni care știu cum să meargă și merg cu 40 la oră și care nu depășesc viteza pentru că nu îmi spui tu mie cu cât să merg. Uitând că de fapt mai există o bandă, banda întâia care este folosită tocmai pentru așa ceva. Nu numai pentru mijloacele de transport în comun, pentru camioane. Și pentru cei care au răbdarea, timpul necesar să admire peisajul, să vorbească cu gospodina de lângă și așa mai departe. Numai în Suceava și în România se poate depăși atunci când ai nevoie pe banda întâia și nu pe banda a doua, cum este firesc, normal și legal. Numai noi facem chestia asta aici și de asta spuneam că cred că cerem prea mult, pentru că nu avem o civilizație în sensul ăsta. Am spus la un moment dat că am avut un invitat din zona școlilor de șoferi și am întrebat, bă, poate nu le spuneți povestea asta, ba din contră, li se spune, numai că... Cât e de tare să fii cap de coloană, să mergi cu 40 la oră și să-i ții pe toți în spatele tău, tot să te înjure, tot să te bagi în seamă și tu să n-ai niciun fel de reacție. Știi? Cam așa ceva se întâmplă. Apropo de asta, de solidaritate, apropo de, nu știu, de civilizație, apropo de cum ar trebui să ne comportăm și apropo de ce așteptări ar trebui să avem. Așteptări prea puține. Ăștia suntem, domnule. Trebuie luat în calcul, trufia noastră legendară și, în al doilea rând, mândria generată de sentimentul că ești un zeu dacă tu conduci o mașină de 2000 de euro și ești buricul pământului și steaua da, de... Și te grăbești steaua... foarte tare și întârzi da. La o chestie și puțin care... puțin îți pasă ție de ceilalți din jur. Totul Totul trece prin această, să-i spunem, dacă nu lozincă, acest imperativ absolut năucitor și fatalist la noi, care se numește schimbare de mentalitate. Da, am înțeles odată de 1000 de ori, de 1000000 de ori, când se spune că schimbarea mentalității este un proces de durată. Dar anumite lucruri în schimbarea de mentalitate se pot petrece într-o zi, în două zile, în două luni. La noi nu știu ce se întâmplă, că acolo unde mentalitatea se schimbă într-o o săptămână, într-o lună, la nouă ne trebuie două decenii ca să îi ajungem pe ceilalți în același, în același context. Nu știu de ce nouă, noi suntem atât de conservatori, suntem atât de otrăviți de cutume și de, știu eu, de rudimentarul din noi,
a absorbit genetic încât pierdem decenii întregi când putem să câștigăm cel mai prețios capital al lumii, timpul, într-o zi sau două, trei, o lună. Timpul s-a făcut de 9:00 și nu pot pleca fără să le spun prietenilor noștri că euro e cotat astăzi la 4,4469, dolarul american la 3,9822. Avem și câteva repere care sunt foarte interesante și trebuie să le spun. 1863, 6 septembrie, la Londra, a intrat în funcțiune primul metrou cu lungime de 6,3 km. 1863. De asta Londra, de asta Anglia, da? 1817, a scos istoricul, scriitorul, publicistul și omul politic Mihail Kogălnicianu. În 1828 s-a născut chimistul Alexander Mihailovici Butlerov, iar 1907 a încetat din viață scriitorul francez Prudhomme, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. 1998 a încetat din viață regizorul Akira Kurosawa, iar în 2007 a încetat din viață tenorul italian Luciano Pavarotti, cel care alături de ceilalți doi, Placido Domingo și Carreras, formau un trio de excepție. Mulțumesc pentru prezentul, domnule Mamele. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii mei, pentru că ați fost alături de noi. O zi frumoasă astăzi, o zi cu temperaturi interesante, 28 de grade maxima, minima pe la 16. De dimineață cred că deja avem 17 grade. Se pare, dacă mai mișc așa un picuț cu talent, să vedem așa, se pare că e un soare timid, dar e de dimineață, dar e soare. Va fi o zi frumoasă, zile frumoase în continuare, să vă bucurați de ele, să vă bucurați de ziua de astăzi. Faceți-vă spălăturile oculare, aveți mare grijă de dumneavoastră, pentru că nimeni altcineva nu o face. Și nu uitați să fiți frumoși, să fiți la fel luni, marți, miercuri, aici la Bucovina Activ cu mine, Dorel. La revedere!